A fost un spectacol de excepție seara trecută la Gala Superlativelor, eveniment organizat de Primăria Municipiului Slatina. Zeci de personalități din diferite domenii de activitate au fost premiate de autoritățile locale în semn de recunoștință pentru ceea ce fac pentru acest oraș. Slătinenii prezenți în sală au fost impresionați să-i vadă pe acești oameni simpli, dar valoroși prin ceea ce fac și lasă în urma lor. Totul foarte deosebit și acum chiar în stare de euforie, datorită finalului cu Paula Selic. Mulțumim tare mult! Este pentru prima dată când particip și a fost foarte, foarte emoționant pentru mine, care doar am asistat. Foarte frumos, foarte frumos, extraordinar! Cei mai mari oameni ai noștri ai Slatinei și ne mândrim pentru asta. Deosebit, deosebit. Avem niște oameni minunați, niște profesioniști de înaltă calitate și viitorul e în continuare tot mai bun. Ne-a plăcut foarte mult, ne-am simțit foarte bine și ne-a plăcut mult. Am fost și anul trecut și m-au venit și anul viitor. Felicitări organizatorilor, felicitări primăriei Slatina. O tânără are și un mesaj pentru autoritățile locale. Își dorește să continue acest proiect pentru că Slatina are oameni care merită respect și apreciere. E o idee extraordinară și să o țină tot așa. Le doresc în continuare să continue acest proiect. Gala laureaților continuă mâine seară cu Gala seniorilor, în cadrul căreia vor fi premiate 73 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie.